rog o cafea. Da, am ajuns. Bine ați venit! Îngerii sunt o invenție, între ghilimele, minunată a lui Dumnezeu. Că nu știu ce ne-am face, vorba lui Pleșu, fără îngeri. Ne acoperă de foarte multe rele. Ei ne acoperă cu aripile, așa, ne pitesc, să nu ne vadă rău. În general, în ceea ce fac, încerc să exprim o mulțumire către Dumnezeu pentru că a făcut ceea ce a făcut. Deci când fac florile, îi mulțumesc Dumnezeu că le-a făcut așa de frumoase, când fac peisajul, tot la fel. Dumnezeu a făcut toate lucrurile astea ca să trăim în armonie și în frumusețe. Fiecare lucrare te exprimă pe tine, indiferent de motiv și în legătură cu motiv. Adică e o legătură foarte ciudată, pe care nu știu cine o stabilește. În orice caz, cred că nu artistul până la urmă o stabilește, ci altcineva. Dragi prieteni, bună dimineața! La scurt timp după evenimentele din 89, mergeam spre Timișoara să văd grupul statuar al Sfântului Gheorghe, realizat de Silvia Radu. Astăzi, după un sfert de veac, am invitat-o la mic dejun pe artista Silvia Radu. Bună dimineața, bine ați venit! Și vă mulțumesc foarte mult că îmi dați curaj că ați văzut acel monument la care eu n-am niciun fel de participare, decât că știu că e semnat Silvia Radu, dar nu știu de cine l-a semnat, că e falsă semnătura. Abia aștept să povestim despre asta. Cred că era... Drag. Exact la începutul anului 1995, când am plecat cu un grup de tineri din București. Pentru noi, ceea ce se întâmplase la Revoluția Română era încă foarte proaspăt, ca un fel de minune care abia se încheiase, și atunci am ținut foarte mult să mergem împreună, să vedem acest grup statuar care ni s-a părut tuturor cel mai frumos din România post-decembrista. Abia aștept să vorbim. Știți ce? Bună dimineața! Bună dimineața! Cu ce ne tentați astăzi? O cafea, un ceai, o limonadă, eu aș vrea un cappuccino ca de obicei, da. Și un croissant. Cu ciocolată? Cu ciocolată să fie. Okay. Și aș vrea o cafea. Nu vreți și o limonadă sau un freș de portocale? Ba, un freș de portocale, da. Și mie de asemenea. Mulțumim. Da. Mulțumim. Să începem așadar cu acest sfânt tânăr. Așa l-am văzut. A fost o surpriză pentru noi. Ne așteptam la cu totul altceva și dintr-o dată am găsit un bronz rezonant, pur și simplu rezonant, în această piațetă minunată de altfel, înconjurată de clădirile alea frumoase, foarte. Eu am fost uimită de ce frumos e locul, cât de frumos l-am primit. Am să vă povestesc ceva. Încep cu o minune. Vreți să încep cu o minune? Da, sigur. Deci era ziua sfințirii statuii. Da. Și mi s-a spus că era, eu am ales să fie ziua sfințirii statuii de Sfântul Iosul de la Partoș. Și mi s-a spus că nu poate să vină mitropolitul, pentru că Sfântul Iosul de la Partoș avea musafiri din toată țara. Și zic, ce mă fac? M-am dus la biserică și i-am trimis un bilet și am spus, Părinte Mitropolit, Sfântul Nicolae m-a ajutat foarte mult la să fac statuia Sfântului Gheorghe. Poate veniți totuși. Stăteam la liturghia pentru Sfântul Iosul de la Partoș și toată se urcă un preot în amvon și spune, astăzi la ora 5, mitropolitul Nicolae va sfinți statuia. Am căzut jos de emoție. Deci Sfântul Nicolae a lucrat și la mitropolitul Nicolae. Și a fost să se întâmple atunci. Și când a venit mitropolitul și a vorbit la sfințit statuia și a vorbit, a spus că eu n-am știut niciodată lucrul ăsta și nu știa nimeni dintre noi, dar era așa scris în istoria locului. Da. Deci am ținut ca statuia să fie sfințită de Sfântul Iosul de la Partoș. În spatele locului unde era statuia a fusese biserica la care slujea Sfântul Iosul de la Partoș și unde el făcuse minuna când a venit un foc care să mistuia Timișoara, a ieșit în fața bisericii, s-a rugat pentru o ploaie, s-a rugat și a venit ploaie. Da. Când s-a terminat sfințirea, a început o ploaie nemaipomenită. Semnul Sfântului Iosul de la Partoș. Nu e minunat? Asta a fost, ca să ne înțelegem, în anul 1994. Eu uitasem anul, dar nu uit momentul. Și v-ați gândit că acest grup statuar va fi cea mai frumoasă aducere aminte pentru toți martirii Revoluției, greșesc? Știți ce spun cei de la Timișoara, cei martiri din Revoluție? Spun așa, să înfrățim Timișoara Bucureștiul prin statuia Sfântului Gheorghe. S-a propus ca statuia Sfântului Gheorghe să fie făcută și în București. De fapt, am vorbit la un moment dat și cu domnul primar Oprescu despre asta. În spatele arhitecturii este un loc, e o fântână arteziană acolo, Facultatea de Arhitectură, și deasupra acelei fântâni să fie pusă statuia Sfântului Gheorghe. Asta a fost ideea. Ne-am bucurat să avem și la București. În cabinetul domnului arhitect Turza există acea fotografie trimisă de la Timișoara, făcut montajul de cei din Timișoara. Am aflat tot dintr-o mărturisire a dumneavoastră această secvență uluitoare când la întâlnirea cu părintele Sofian Boghiu l-ați întrebat, uite-te părinte, dacă nu e Sfântul Gheorghe cu balaurul, sunt gata să schimb numele acestei piese. Și mai departe deci, spuneți povestea este minunată. Povestea este așa, eu am pornit să fac statuia având mult mai multe idei inițial, nu de Sfântul Gheorghe. Adică, cât ați lucrat la ea? Vă mai amintiți? Mult timp până am definitivat ideea, pentru că ideea asta e importantă. Important e până zici asta este. Deci am pornit la ideea tânărul care omoară rău. Am avut diverse idei. În toată iconografia românească, balaurul e chiar diavolul și răul întruchipat. Bineînțeles, și Sfântul Gheorghe este purtătorul de biruință. Dar n-am vrut să zic că e Sfântul Gheorghe. Am zis, eu fac tânăr omorând balaurul. Și după aia, noi fiind îndrumați, eu și Vasile Gorduz de către Părintele Sofian, i-am spus de acest lucru și dânsul se ruga pentru mine ca să reușești. Deci rugăciunile dânsului a făcut și dânsul fiind la Mănăstirea Antim, care e făcută de Sfântul Antim, care este, după părerea mea, eu aș fi vrut să-l face pe Sfântul Antim Sfântul sculptorilor. Pentru că Sfântul Antim era și sculptor, și pictor, și arhitect, și sfânt. Într-un fel, cred că vă protejează spiritual pe toți. Pe toți artiștii. Ne protejează pe toți, da. De fapt, ne protejează pe toți. E un sfânt mult mai mare decât să știe. Sfântul Antim e un sfânt foarte mare. Nu se știe despre el decât foarte puțin, dar mă rog. Și Părintele Sofian, i-am spus la un moment dat, părinte, eu când fac statuia, vă chem să o vedeți și dumneavoastră decideți. Este Sfântul Gheorghe sau este monumentul Revoluției, adică tânărul care omoară rău. Și a zis, bine, am să vin. Statuia a fost pusă de Sorin Dumitrescu. Sorin Dumitrescu, pe vremea aceea, avea o galerie superbă la Muzeu Colecțiilor, galeria Catacomba, care a făcut vâlvă în epocă. A fost cea mai grozavă galerie care a fost în țara asta vreodată. S-au făcut cele mai grozave expoziții. Sorin Dumitrescu, momentului, venea părintele galerului și vorbea. Vă dați seama ce era. Deci, regalul. Părintele galerului vorbea, era o minune. Sorin Dumitrescu, la fiecare vorbire, era mai interesant și totdeauna aștea să descopere la fiecare artist partea necunoscută, partea specială, partea revelatoare pentru că nici artistul nu știa. A fost o statuie făcută sub binecuvântare, cum ziceți dumneavoastră, și asta s-a văzut. Deci Sorin Dumitrescu a zis, aducem statuia în față la Catacomba și o expune să o vadă și bucureștenii. Tot timpul apărea într-un ziar anunțul, zice, veniți lume să vedeți statuia, că săptămâna viitoare va fi luată. N-a fost luată decât mult mai târziu, pentru că nu aveam bani să o transportăm. Și a stat acolo în față și acolo l-am invitat pe Părintele Sofian, în fața la Catacomba, să vadă statuia. Eu eram leșinată de emoție, părintele s-a învârtit de câteva ori, foarte serios, cum era dânsul normal, în jurul statuii, s-a întors pe mine, eu stăteam așa, crucificată de spaimă, și a spus, doamna Silvia, este statuia Sfântului Gheorghe. Da. Deci asta a fost, de fapt, asta a fost minunat. Sigiliul adică de binecuvântarea părintelui, care a dat totul, adică de acolo a pornit totul. De la început până la sfârșit a fost o statuie, cum spuneați, făcută sub har. Fără smerenie, spun Sfinții Părinți, nu-ți poate intra în cer, în Împărăția Lui Dumnezeu. Asemenea curse întinse pe pământ, pe care le-a văzut Sfântul Antonie cel Mare, sunt și astăzi mereu întinse de vrăjmașul diavol împotriva oamenilor ca să îi încurce în calea lor către Dumnezeu, către mântuire. Dar la întrebarea Sfântului Antonie, Cine poate să treacă nevătămat prin aceste curse? Oare de ce n-a recomandat Mântuitorul Hristos rugăciunea, postul, milostenia, credința sau alte fapte bune, ce a recomandat smerenia? Toți artiștii lucrează sub harul asta, e limpede, dacă scopul lor e frumos în ceea ce fac. Știți cum zicea Matisse, Duhul îmi conduce mâna. Deși Horia Bernea, de pildă, îl contrazicea totdeauna pe Matisse și spunea, alertat, nu pot să cred asta pentru că eu sunt atât de puțin vizitat de Duhul Sfânt încât cum aș crede, deși sunt conștient de talanții care mi s-au pus în traistă. Horia era un creștin adevărat. Horia a fost un personaj sublim al țării ăștia. Trebuie să respectăm muzeul țăranului ca pe o capodoperă. Nu trebuie să se miște acolo nimic din ce a făcut Horia Bernea. Expunerea lui, expunerea crucii, acolo este un lucru care nu trebuie clintit din loc. Pentru că crucea pentru român este cel mai important lucru. Mie îmi place asta minunat, cum își închină țăranul pâinea. Adică fiecare ghisură vorbea. Câmpul, tot. Da, da. Trecem până toate acum. Păi dacă tot am pornit cu semnul bun al crucii și ați vorbit despre țărani, să mergem foarte departe în timp, adică la începuturi. Da. De acolo de unde ați pornit cu har cu tot și cu pictura și cu sculptura dumneavoastră. Slavă Dumnezeu, slavă Dumnezeu. Pentru că eu din acel loc nu știu decât un singur lucru, că exista acolo și cred că mai e sub turla lui acel schit făcut în urmă cu 3 veacuri de un descendent cantacuzin. Asta mi-a dat și mie ideea. Și la un moment dat, schitul ăsta renovat prin anii 90 mi-a părut foarte frumos, așa ca un fel de duh al locului. Era un însemn de strălucire. Este o biserică vestită. Acolo a fost o mănăstire foarte importantă, grecească, unde a fost prima școală sătească din Muntenia. Da, da. Unde mitropolitul Munteniei era obligat să vină o dată pe an. Vă dați seama ce loc important era acolo. Să vină o dată pe an să vorbească poporului. Păi tot am vorbit de Gheorghe, eu așa știu că era un anume Gheorghe Dascălul, pe la 1760 și ceva. Ce interesant! Da. Ce chiar interesant. Acolo, la Pătroaia Vale, da. Unde... Deci copiii învățau în 3 limbi străine școală, plătită de biserică. Dar știți că acest contract despre care vorbesc era făcut chiar de Nicolae Mavrocordat cu acest Gheorghe Dascălu, tocmai pentru școala despre care ați amintit. Sătească, da. Care școala sătească, da. Deci de început de secol XVIII, o școală românească, slavonă și grecească. Da, este ceva absolut minunat, Doamne. Este, adică este pentru noi este un lucru admirabil. Adică și ce însemna biserica, pentru că vedeți că spune că ce a făcut biserica? Biserica face totul. A făcut totul în istoria noastră. Noi suntem crescuți în biserică de biserică. Poporul român, acolo s-a format, asta e șansa noastră, o șansă uriașă, absolut uriașă. Acolo am învățat oamenii carte, s-au luminat și așa mai departe. Exact din acest compost ați pornit de pe malul Argeșului încoace. Da, eu am pornit din Pătroaia de Al, deci exista Pătroaia Vale, Pătroaia de Al. Care era harul locului acolo și l-ați adus spre București? Harul locului era harul țăranului român. Adică țăranul român care este ca un rege, ca un împărat. Țăranul român care nu știe ce înseamnă odihnă, cu țăranul român care nu știe ce înseamnă altceva decât cruce și familie și o viață curată și frumoasă și deschisă. Este ca un cristal, așa, în care strălucește tot. Aveți nădejdea, doamna Silvia Radu, că mai e așa, acum, în anul ăsta, 2015? În țara noastră mai sunt locuri unde este așa. Și se încearcă prin mănăstirile care se fac, prin bisericile care se fac sau se refac, că poporul român va putea într-o bună zi să reajungă acolo. Adică eu am mare speranță. Avem foarte mulți tineri de o bună calitate, adică foarte mulți, foarte, foarte mulți care încearcă pur și simplu să reînvie ceea ce noi suntem, de fapt. Un popor curat, frumos, plin de calități cu totul deosebite și conduși de Hristos. Mi se pare cel mai important lucru. Știți că după Revoluție, prima mea dorință, când a ieșit pe stradă, a fost să salut toți oamenii. Noi trebuie să fim fericiți toți, să ne salutăm cu bucurie. Să ne vedem toți cu bucurie unii pe alții. Să nu ne mai vedem cu invidie, cu ură, să ne vadă cu bucurie și cei care ne conduc și noi să vedem pe cei care ne conduc și, în primul rând, să lucrăm asupra noastră. Da, să sperăm că se va împlini. Eu vreau să deconspir altceva. Regretatul Dan Hăulică mi-a spus că în momentul ăsta de grație al anului 1989, ieșați în stradă cu Vasile Gorduz, cu soțul dumneavoastră, da, da, și mânați lumea la Revoluție. Da. Așa mi-a spus, exact așa. Așa era. Silvia Radu, așa era, da, mâna lumea, da, la Revoluție. Să vă spun cum a început Revoluția pentru noi. Ne-am dus la, eu m-am dus la Cristinaj, la domnul Hăulică, să le duc un miel de jertfă. O prietenă noastră, nevasta ambasadorului Grecii, Maria Linardos, o femeie minunată, n-am mai găsit la magazinul diplomaților decât miei. Vă dați seama ce interesant, totul se vânduse așa, că noi n-aveam ce mânca, că era clar, n-avea nimeni ce mânca. Ne-a dus 3 miei. Unul pentru domnul Hăulică, pe care îl iubeau ei foarte mult, unul pentru mine și pentru Goruș, unul pentru Octav Grigorescu și Geta Năpăruș. Deci ăștia erau preferații familiei Linardos. Și mi-au dat mie și în parte. Asta era 21-22 decembrie 89. Înainte de. Și eu m-am dus cu mielul ăsta exact pe 21, la Cristina și la Dan Hăulică, să spun, domne, cocețile, că uite, aveți și voi ce mâncați, săraci, de voi, bai de voi. Și le-am dus mielul și eu deodată zic, eu totdeauna am fost cu politica, tata m-a învățat ce înseamnă politica, zic, hai să ne uităm, că zic, se întâmplă ceva, zic, nefericit ăla, să fiind tovarășul, a avut așa o idee caragioasă, el nu știu seama ce se poate întâmpla, eu am devinat imediat ce se poate întâmpla, zic, a făcut o adunare la Piața Romană, hai să dăm drumul la televizor. Și mergem sus la, așa, în casa lor, și dăm drumul la televizor și în clipa aia a început. Doresc să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Eu am crezut să început, am zis, mă închin, Doamne ajută-ne, scapă-ne. Și am zis, eu am organizat totul pe loc, zic, nu vă mișcați de aici, că erau foarte urmăți de securitate. Am spus, nu vă mișcați, domnul Căș Cristina, de acasă. Eu mă duc să rău pe Goduș și mă duc acolo. Dar și când ați plecat spre atelier să vă luați soțul artist, n-a fost bine, pentru că l-au înhățat imediat scutierii. Păi stai să vă spun imediat. Deci l-am înhățat pe Goduș, am spus, mergem acolo. El era un timp mai pașnic ca mine, a politic, el avea probleme cu sculptura, cu alte treburi, cu meditația, așa. Zic, mergem acolo. Am pornit și pe drum scutierii n-au văzut așa. Eram singurii oameni civili în preajma pieței Palatului Încolo, erau numai scutieri. Noi știam ce se întâmplă în piață, începuse deja bine. Îl întreabă pe unul scutier, dar ce e acolo? Și ăsta ca o fiară, ce? Vrei să știi ce e acolo? Pac! Unul din stânga, unul din dreapta, l-a aruncat direct în dubă. Eu am început să zic, nenorocit o tași, că te-am și pe tine acum. Și asta a fost tot. L-au aruncat în dubă și l-au luat la poliție. Și eu am plecat în Piața Romană, unde erau tineri adunați, în spate erau ăștia și trăgeau, da? Deja. Dar în sus, ca să nu împușcam, că venim. Dar nu trebuie să știi, puteau să te împuște pe loc. Și eu am ieșit din Piața Romană, m-am dus în Dorobanți și le spuneam oamenilor, aduceți oamenii din uzine să fim cât mai mulți. Vă dați seama? Așa îmi spunea regretatul. Exact așa. Și asta am povestit-o domnul. Da, da, da. Deci asta era mânarea la Revoluție. Goduț era deja arestat, pe el îl terminasem, așa era băgat. Și l-ați recuperat după câtă vreme? Cât a stat arestat? Domnul Hăulică a vorbit cu doamna Suzana Gâdea, care de fapt era o femeie foarte, cum se cade, biata de ingineră, băgată la cultură, n-avea nicio vină. Dar astea erau ideile șefilor. Și i-a spus, nu se poate, acest mare artist n-a făcut nimic, a fost arestat. Asta drăguț a vorbit cu un șef de la securitatea lor. Și la 1 noaptea i-au dat drumul lui și lui Iarul. Iarul era diabetic. L-au urcat într-o mașină și a spus, bă, nenorociților, vă dăm drumul, dar vă descurcați. Vă ducem până la Belu, vă lăsăm acolo. Și un taximetrist toată noaptea umbla și ducea fără bani, că ăștia nici n-aveau bani, n-aveau ce să plătească nimic. Adică dacă mergeau pe București, îi împușcau și pe ei, clar. Da. I-a dus acasă pe Iarul și pe Gorduz pe gratis. Și l-a dus acasă. Da, și am dat telefon domnul Hăulică, asta era 4 dimineața, și zice, domnul Hăulică a venit. Zice, dă-i să mănânce bine. Și el mi-a povestit cât de îngrozitoare la Jlava, unde simțeau, erau așa ca niște bite puși unul lângă altul, ca niște presați ca sardele, simțeau că dacă lucrurile merg prost pentru noi, vor fi împușcați. Și dacă merg bine... Da, da, seama ce a fost teribil, a fost teribil. Da. Chiar a fost teribil. Da. Și îi băteau pe unii dintre ei, Gorduz a povestit asta, îi băteau pe unii dintre ei și Gorduz era cam cel mai bătrân de acolo, mă rupă puțin alt. Și le spunea, de ce îi bateți? Sunt în mâna voastră, nu-i mai bateți, că ce rost are să-i bateți? Nu suporta. Și tare bătrân, cât ești tu de bătrân, te batem de tărăpem și pe tine. Și vă spun un episod teribil. În fața WC-ului era un câine lup pus că să te sperie să nu poți să intri acolo. Vă dați seama ce teroare, adică și la asta s-au gândit. Când te apropia săracul de tine de locul la unde trebuia să te duci, ăsta se uita fioros la tine și era îngrozitor, adică și la asta s-au gândit, era oribil, oribil, oribil. Un lucru mi-e clar, că după ce veți lua un răgaz între pictură și sculptură, vă veți scrie memoriile cu aceste momente. Să știți că eu așa am început. Eu am început vrând să fiu scriitoare, după aia am vrut să fiu pianistă, după aia am ajuns la sculptură, deci am trecut prin toate. De ce scriitoare, da. De ce pianistă, de ce... și cum ați ajuns? Tot românii poeți, știi, vorba aia, eu poet n-am fost, dar vreau să fiu, da, scriitoare. Eu cântam la pian de la 6 ani, ca orice fată de familie, cât de cât săltată, da. Așa, și eram talentată, într-adevăr. Dar eram emotivă. Emoția mă oprea. Când aveam audiții, uitam notele și eram îngrozitoare. Adică venea audiția, eu eram ca astăzi cu emisiunea. Sunt emotivă. Și care a emoția fost... mă ajută, de fapt. Emoția e cea mai bună. Care a fost, de fapt, declicul să ajungeți de la pian la Grădina cu îngeri sau la Meșterul Manole? Că l-ați mângâiat pe tiranul Ceaușescu, i-a zis nefericitul de el. Da. Dar cum vă gândeați la el în 1965 când ați făcut în Herăstrău, când l-ați făcut pe Manole și pe anul? Meșterul Manole pentru mine a fost pur și simplu așa un loc, un lucru de ăsta care premonitoriu. De asta v-am și întrebat. Am avut o listă întreagă de legende populare și mi-am ales Meșterul Manole. Deci n-am, adică nu știu, mi-a plăcut mie așa merg. Cred că v-a chemat, Manole Orana. Da, arta, veți arta, da? Și pe urmă povestea cu biserica. Și eu am avut o expoziție chiar cu mai multe variante, cu meșterul, adică întotdeauna pe mine comanda m-a interesat. Mi-a deschis un câmp pe care l-am... Vedeți ca țăranul, dai domnule, spui, domnule, faci câmpul ăsta, lucrezi. Deci eu tot ai spunea și domnul Hăulică, zic, domnul Hăulică, sunt țărancă. Dragă, dar nu mai fi țărancă. Ba, eu sunt țărancă. Asta sunt eu, țărancă. Țărancă ca la locul meu, cu plugul, cu sapa, cu... și așa mai departe. N-aș zice nicio clipă în subtilitatea aproape expresionistă a multora dintre picturi, n-am simțit țăranca, poate îndârjirea și noblețea țăranului român. Este dragostea asta de oameni, dragostea de Dumnezeu și dragostea de a face ceva, de a face ceva bun. Vedeți? Țăranul face doar ceva bun, nu? El ne face pâinea, ne face vinul, ne face ceea ce avem nevoie, nu? Și țăranul nu-și face autoportrete, pentru că nu prea... Mi-ați oferit iarăși mingea la fileu. Deci era expoziția mea din 89, care a fost o... Am vrut neapărat să o fac de bună vestire și a fost într-adevăr o bună vestire. Și a fost un succes, uriaș. Pentru că eu am închinat expoziția lui Dumnezeu, adică asta era ideea mea, bineînțeles că nu se vedea, nu am declarat-o în vremea nicăieri. Și am zis, pentru că toată lumea n-avea voie să faci portretele altcuiva decât ale lor, am zis, eu voi avea un perete întreg cu mine și mi-am făcut autoportretul, m-am arătat pe mine, uite, am tupeul să mă arăt pe mine în plin centrul Bucureștiului fără să pun niciun fel de portret al tipilor. Așa că nu mi s-a părut deloc niciun reflex narcisist, nici o frondă. mă interesează în egală măsură drumul sinuos și destul de lung de la tânăra artistă Silvia Radu până la aceea încă tânără care a descoperit miracolul ortodoxiei. Știu în mare parte povestea, dar vreau să mergem așa, pășind din piatră în piatră, printre revelații și modele, pentru că la un moment dat ați povestit de profesorul dumneavoastră Murnu, ați povestit și de Gheorghe Apostu, ați povestit și de minunatul Gheorghe Anghel, care atunci când a fost întrebat cât costă la metru Eminescu, după ce l-a făcut la Ateneu. Și el a spus, Eminescu nu costă, pentru că vorbeam de fronde și de verticalități. Nu numai că Eminescu nu costa, de el chiar nu voia să ia de la comuniști niciun bănuț. În primul rând, Anghel n-a vrut să primească un atelier în Pancrat. I-a oferit la un moment dat și a spus, nu, eu nu primesc nimic de la comuniști. Anghel se spune că ar fi fost otrăvit. Da. E absolut posibil. Da, există această legendă. Doamna Teodora Chisturescu, care avea probe. Adică în sensul ăsta, dar nu știu, nu cunosc detalii. Am citit mai multe versiuni ale acestui. Anghel a fost extrem de pornit și am spus că harul, vedeți, iarăși povestea cu harul. Harul lui Gheorghe Anghel vine de la monsenorul Vladimir Ghica. El le-a făcut la un moment dat statuia monsenorului Vladimir Ghica, care este minunată, absolut minunată. Gândiți-vă, minune, în plin comunism expui statuia monsenorului Ghica, care era murean în Temnița, asta e culmea, deci comuniștii știau perfect, nu? Și o expui în plin București. Adică nu este o minune al Dumnezeu. Da, e ca și cum s-ar fi dat vălurile la o parte și s-a întâmplat ceva din altă lume. Deci ei nu vedeau, adică, cum spune Mitorul, au ochi și nu văd. Adică comuniștii nu vedeau cine este statuia despre cărturarul. Și că era clar că este monsenorul îmbrăcat în prelat, adică era evident. Dar nici torcătoarea, care era de fapt o femeie în rugăciune, n-au recunoscut-o. Eu am fost de curând la Pasărea și este atât de frumoasă statuia asta lui Anghel de pe mormântul lui. De fapt, i-au furat o statuie de acolo, de vorba, nu mai contează. Este de o frumusețe rară, un sculptor magnific, Anghel. Adică avea harul lui Dumnezeu. Părerea mea este că harul l-a vizitat cel mai mult pe Anghel după ce a avut contactul cu monsenorul Ghica. Adică harul se transmite. I-a oferit harul monsenorul Ghica. Lucrările lui importante le-a făcut după legătura cu monsenorul Ghica. Ascultându-vă mărturisirile, m-am gândit totdeauna că harul ăsta pentru un artist se primește la un moment dat, pentru că spuneați, se și pierde atunci când nu-l mai meriți. Nu-l mai meriți, adică eu am primit multe daruri de la Dumnezeu, am nebănuit de multe și le-am și pierdut, adică mi s-a dat, mi s-a luat, adică pur și simplu. Am avut, diverse momente. Spuneați așa, eram copilă și visam numai mirese. Și apoi, ca studentă, voiam să fiu ca orice tânăr care crede că tot ce zboară se mănâncă. Adică dintr-o dată n-am mai vrut să fiu mireasă. Adică n-am mai vrut să fiu mireasă. Am zis, ce e mireasă? Adică mi se părea că e o copilă. Adică, dintr-o dată am devenit artistă, adică feministă, dacă vreți, într-un fel. Uite, acum vine așa ideea asta. Eram feministă. Și m-a ținut destul de mult lucrul ăsta. Și după aia mi-am revenit încet, încet, încet. Rugăciunile mamei mele. Mama, după ce a plecat dincolo, s-a rugat lui Dumnezeu, probabil, salvează, Doamne, pe copiii ăștia mei, adică pe Vasile și pe Silvia. De ce? Pentru că a fost foarte necăjită, probabil, că v-ați căsătorit tot cu un artist, fără niciun martor, fără niciun preot. Da, nici martor, n-am vrut nici martor la primărie și nici... Nu, și nu ne-am, dacă nu m-am făcut mireasă, nu, evident că nu. Adică nu înțelegeam, eram... Și n-am ascultat deloc de părinți în tinerețe, adică am fost, dintr-o dată, am fost altceva. Dar încet, încet v-am spus, mama ne-a... Prin Dumnezeu, bineînțeles, adică Dumnezeu prin mama, nu știu cum să zic, ne-a îmblânzit. treime. E frumos, nu? Asta. Gata, spune. Prin ce credeți că ați contrazis-o în prima tinerețe, când îmi spuneți? În toate. În primul rând că nu mi-a făcut copii, ceea ce este un lucru teribil. Adică ăsta e marele meu păcat, pe care Părintele Sofian mi-a spus că sunt obligată să-l măturisesc. Părintele Sofian mi-a spus, o să dați multe interviuri, însuși știa. Poate că adevărat. Știți, poate că în ordinea ortodoxiei această lipsă a copiilor e un păcat. Copiii sunt cu cel mai minunat. Și noi acum luptăm în țara asta să se facă copii, doamnă, că este păcat, tineri minunați. Mi-e spuneau doctorii, zice, vorba, ce toate urâtele fac copii și tu nu faci. Dacă spunea doctorul, cum să nu spună preotul? Nu, eu rămân la alt îndemn al unui preot, nu știu dacă tot Părintele Sofian, dar poate chiar el, care v-a întrebat de unde poți să știi că n-ai fi făcut un sfânt. Da, asta e tulburător. Asta chiar e o întrebare care m-a tulburat. Un copil poate să fie, da, poate să fie un mare artist, dar poate să fie și un sfânt. Adică este un lucru teribil. Nu, n-avem voie. Și indiferent dacă copilul este handicapat, și handicapatul trebuie să trăiască, are dreptul. N-avem noi dreptul să ucidem ceea ce Dumnezeu a creat. Adică este păcat împotriva Duhului Sfânt. E un păcat foarte mare. Nu, păcatul împotriva Duhului Sfânt e altceva. Asta e crimă și crima se poate ierta. Dacă a fost iertat David, nu? O să fiu iertată. Mă rog, nu știu dacă o să fiu iertată. Mă rog, sper că da. Eu încerc să fac tot ce trebuie ca să fiu iertată. Să sperăm că așa va fi. Când am fost la Timișoara, iată, sunt 20 de ani de atunci, împreună cu alți 4 tineri, unul dintre ei, care astăzi, culmea, e un celebru arhitect, dar nu vreau să-i dau numele, a căzut în genunchi și a spus, sunt atât de fericit că s-a întâmplat acest miracol al Revoluției, să văd o statuie cu vocație spirituală într-un oraș atât de mare și eu să mă pot gândi, uite, la sfântul ăsta copil. Pentru mine a fost un moment extraordinar și sunt sigură că e și astăzi pentru foarte mulți care trec prin piața aceea. Sper că da, asta e adevărat. Dar nu, asta nu, păcatul meu rămâne. Adică, și pentru că Sfântul Gheorghe nu-i făcut de mine, doamnă, v-am spus, adică eu n-am niciun merit, absolut niciun merit. Nu, întâmplător, Dumnezeu m-a ales pe mine, cu mine să poată să apară. O să vorbim o clipă despre ce înseamnă, sau cât înseamnă mai exact, în arta dumneavoastră, procentul de experiment, acela de har și cel de meșteșug. Sunt 3 ferestre diferite și am fost totdeauna curioasă, indiferent de care dintre operele dumneavoastră vorbim, cum se împart aceste 3 experimentul proporții? Nu-l folosesc, adică pentru mine experimentul nu, adică nu sunt atașată de acest drum al artei, da. Experimentul nu mi-e propriu. Îmi ajung celelalte căi, adică bucuria de a face ceva ce cred eu, și am descoperit lucrul ăsta prin niște oameni de bună calitate, niște oameni deosebiți care mi-au propus, iar mi-au propus niște lucruri. Adică mie mi se pare că prin ceea ce fac eu trebuie să spun ceea ce trebuie să știe oamenii. Nu că eu aș fi o, mă rog, profet, Doamne iartă-mă. Dar că să amintesc niște lucruri care e nevoie să fie cunoscute. Am avut o mare bucurie să mă întâlnesc cu martirii din închisorile comuniste. Pentru că noi avem această șansă a martirajului. Din primele 2 secole am avut martiri. Din primul secol, pur și simplu, pe pământul nostru. Niciodată sângele vărsat nu-i vărsat degeaba. Acum, de exemplu, ultima mea cale pe care am apucat-o este să fac portretele câtorva, n-am reușit să fac mai mulți, câtorva martiri din Revoluția în 89. Da, asta e extraordinar. Și sunt atât de frumoși, atât de minunați. Și le-am citit poveștile și cu lacrimi în ochi, adică este ceva tulburător, adică și lucrurile astea nu sunt știute, doamnă. Dacă noi nu știm încă astăzi cine a tras în noi, doamnă. Și pentru ce? Cine a tras și pe... Exact asta e întrebarea. Și pentru ce? Adică nu se poate, doamnă. Vă dați seama că veți recupera atâtea suflete prin artă și atâtea rugăciuni și atâta dorință însetată de a afla pentru ce și cine. Doamne, este ceva, adică nu se poate, am zis că am trebuit toți să ieșim în stradă, să spunem, nu se poate așa ceva, trebuie să știm. Noi știm de fapt în mare, dar nu știm, trebuie să știm exact. Sigur că da. Adică să avem bucuria nu cerem să fie pedepsit nimeni. Adică să știți că pentru mine nu e deloc o bucurie că văd în închisoare niște oameni care au greșit. Nu știu dacă e bucuria, e mai mult împăcarea. Nu, dar pentru aceste lucruri trebuie să știm. Nu se poate, adică e nepermis. Nu-i de un păcat, adică asta ne coboară pe noi în fața celui de sus. Adică să avem acest curaj, trebuie să avem curajul a mărturisi ceea ce credem că trebuie mărturisit. Mi se spune tot timpul, fiți mărturisitori, să fim mărturisitori, în sensul ăsta, e nevoie de adevăr. Hristos e adevăr, nu e viață și adevăr. Adevărul să se arate, să ni se arate. Și când nu îi pictați pe martiri, pictați grădinile cu flori. Da, mi-aduc aminte și acum de crinii roz din grădină, de toate culorile extraordinare din vama veche și atâtea, foarte multe flori. Iarăși apare săranul din mine, eu zic așa, mă laud cu asta tot timpul, am și eu cu ce mă lauda. E țăranul iubitor de flori și de grădini? E iubitor de florile din natură, vedeți? Pentru că eu niciodată nu fac naturi moarte în atelier. Și eu scot florile, eu primesc foarte multe flori la diverse ocazii sau așa întâmplător și le scot în grădină, le pictez acolo, în grădină, simt nevoia legăturii cu pământul. Ați semnat toate florile dumneavoastră din pictură cu Silvia Elena. De ce? E o poveste foarte frumoasă. Am avut o prietenă foarte bună, Marie Mira. Într-o zi de Sfinții Constantin și Elena, mi-a adus un buchet superb de flori din grădina unei maici catolice. Era catolică, Marie Mira, care s-a prăpădit chiar anul trecut. Era o prietenă franțuzoică, înțeleg. Franțuzoică, da. Era prim consilier la ambasada Franței. Când pleca ambasador, ea era ambasador. O persoană de mare cultură, de mare credință catolică, într-o familie foarte serioasă, de un catolicism de ăsta adevărat. Un catolicism care a rămas azi al aristocrației, era refiată. Așa este, dar eu tot sper pentru ei că vor fi atât de puternici. Au demonstrat, de fapt, am trecut pe marșurile alea minunate. Mi-a trimis Marie cu piuri din ziare, cu cum arăta Parisul plin de catolici care veniseră cu copii, cu toți copiii, cu nepoții, cu bunicii, cu toți, să manifeste împotriva unor lucruri nefirești. Adică nefirescul n-are ce căuta. N-are nimeni împotriva păcătosului, nimic. Dar e vorba de păcat. Nu poți să întinezi o țară acceptând niște lucruri care sunt anormale. Nu-i permis ca guvernul francez să-și permită să contrazică această populație curată a Franței, că cea mai curată populație a Franței, nu catolici, care vin și își demonstrează dorința de puritate a poporului francez și ei nu sunt băgați în seamă. Și asta trebuie să fie învățătură pentru toate guvernele. În Occident, în Orient, peste tot. Trebuie să țină seama de credința poporului. Când poporul dorește ceva în numele credinței, care e credința adevărată în Hristos, trebuie să facă lucruri care îi se cere. Da, politicienii ar trebui să asculte pe artiști, pentru că aproape m-ați convins, auzindu-vă acum, aș face asta de a fi politician. Nu e așa, doamnă? Da. Vreau să-mi spuneți și altceva mai intim sau, în orice caz, personal. Cum au putut să se înțeleagă o viață, două temperamente tari, doi artiști și sculptori amândoi? Fiecare dintre dumneavoastră a avut mult succes și har. Cum ați împăcat asta? Am avut o șansă foarte mare, că fiecare a avut harul lui. Deci eu am mult mai puțin, Gorduz a avut un har cu totul special. Credeți că se poate face comparație? Eu zic că nu. Gorduz pot zic că a fost genial. El e un foarte mare artist, eu sunt o artistă bună. E o diferență destul de notabilă. Dar să știți că sunt și foarte puțini artiști buni, adică eu sunt convinsă. Eu sunt convinsă că se întristează în cerul când ne aude și depășesc asta ca să vă duc spre admirația pe care ați avut-o totdeauna pentru patriotismul real al soțului dumneavoastră venit din Orhei încoace la 12 ani spre România asta răvnită, dar cu dorul de ceea ce a lăsat în urmă plecând. Gorduz a avut un destin absolut extraordinar și din cauza că el a fost ca un orfan. Un copil de săran din Orhei vine în București la Sava și devine premiantul întâi al clasii. Păi ce înseamnă asta? Da, asta e impresionant, într-adevăr. Dacă avem oameni cu o capacitate de asta, de toate punctele de vedere. În pumnii lui de copil strânge toată minunea care a învățat-o în copilărie. Și după aia nu face altceva toată viața decât scoate din averea pe care a strâns-o el în cei 12 ani de copilărie și ne arată nouă ceea ce trebuia să ne arate. Da, asta mi se pare colosal că se întâlnesc doi artiști, unul face pe Traian, celălalt pe Sfântul Gheorghe. Și după ce se eliberează fiecare de ceea ce voia să spună... Tot ce a făcut Gorduz a fost îngrozitor de contestat. Și Traian și Eminescu, adică este ceva de râsul de pe lume, este nemaipomenit. Dar știți că la Traian a fost un scandal imens. Da, știu, dar eu cred că asta este... Eu cred că asta este avatarul marilor artiști. Asta este un semn al glorii. Sigur, mi s-a spus, stai liniște, că asta e foarte bine. Înseamnă că la început am fost furibundă, dar după aia m-aș amuzat. Eu vreau să mergem ușor spre finalul conversației noastre și nu oricum, ci ajungând tiptil în grădina dumneavoastră cu îngeri, pentru că sunt foarte interesată de asemenea să vorbim despre acești îngeri pe care eu i-am văzut în expoziție în 2013 și am fost de asemenea la Mogoșoaia sau la ASE, nu știu. Da, la Mogoșoaia. La Mogoșoaia, da. A fost o expoziție frumoasă. Am avut niște șanse mari. Întâlnirea cu Gorduz, care m-a ajutat enorm, în sensul că a fost primul meu profesor, într-un fel. Eu fiind o persoană ascultătoare, ca orice țăran care e ascultător. După aia, întâlnirea cu domnul profesor Murnu, care a fost un om minunat pentru seria noastră, care a fost seria lui de aur, George Apostu, Vasile Gorduz, Roman Victor, Silvia Radu și așa mai departe, a fost seria de aur a domnului profesor Lucian Murnu, un macedonean de o spiță cu totul nobilă, un om absolut admirabil și un profesor minunat. De altfel, un român care și-a dat toată averea... Da, visând la România Mare. A românii ăștia sunt nemaipomeniți. Și știți de ce? Am observat lucrul ăsta. Românii au fost cei mai curați dintre români, într-un fel, cei mai atașați de țară. Nu găsim niciodată un român care să nu reușească în viață. Pentru că nu și-au pierdut credința. Au rămas tot timpul așa. Au acest patos al credinței. Da. Vreau să vorbim despre smerenie, special despre smerenie, pentru că întrebați tot așa, într-un moment de confesiune, un duhovnic. Nu-i așa, părinte, că noi, artiștii, Părintele ne mântuim mai greu? Deci, cea mai importantă întâlnire din viața mea este întâlnirea cu Hristos prin Părintele Sofian. Deci, Părintele Sofian a fost pentru noi, și pentru mine, și pentru Vasile, salvarea noastră. Și Părintele ce v-a răspuns la chestiunea asta? A spus că, într-adevăr, artiștii aveți mult mai puține șanse de mântuire din cauza mândriei. Mândria trebuie dată la o parte. Adică, asta mi se pare extrem de important să recunoaștem. Că tot ceea ce facem bun în viață, indiferent un cuvânt bun, o lucrare bună și așa mai departe, ne vine de la Hristos, de la Dumnezeu. Adică recunoaștem asta, mândria este estompată, chiar dacă ea rămâne undeva și din când în când izbucnește. Dar mă rog, hai să zicem că acolo nu se mai permite. Dar totul este să recunoaștem asta. Mi se pare cel mai important. Și nu numai noi artiștii, ci orice om. Orice om când face o faptă bună, deci să lege totul de Hristos. Păi, Sfântul Antim spunea, important e nu să ajungi la scop, ci să fii tot timpul legat de scop. Deci scopul să fie Hristos. Deci tot timpul să zici, Hristos ce ar spune în cazul ăsta? Când fac eu asta, spun asta, acționez așa sau așa. Dacă am face asta și dacă ne-am iubit semenii, lumea ar deveni dintr-o dată, cum spuneați la început, un paradis. Ați spus că e foarte importantă ascultarea. Eu cred că măcar atât am făcut în această dimineață, împreună cu cei care ne-au văzut vorbind împreună, și anume v-am ascultat, nu știu dacă cu smerenie, dar sigur cu plăcere și cu interes. în așa fel încât m-am înscris măcar puțin în ceea ce preziceați la un moment dat, că orice om care îți vine în preajmă trebuie ascultat, că nu știi niciodată ce semn îți face el și cine îți vorbește prin acel om. Eu cred că mi-ați vorbit cu tot harul și arta dumneavoastră dintre atâtea decenii în urmă. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost o bucurie. Tot a fost. Ar trebui să ne bucurăm. Eu cred că ne-am bucurat și cu noi vor fi fiind și alții la această oră. Vă mulțumesc și vă aștept oricând la un alt mic dejun. Ileana! Sunt amerțită complet. Dar nu mai știu nici că mecanic, cine e plicnică. Iată, am luat-o, am pus-o în geantă și am plecat cu ea. Domnul Hăulică mi-a spus, nu mi-a spus nimic de domnul Hăulică. Ba nu, că am spus la un moment dat. Acum ai vorbit de domnul Hăulică de multe ori. Asta e, cred eu, o himeră. Da, așa și mi-a spus, zice, e o himeră, da. A spus, asta mi-o faci mare. Și am făcut așa de mare pentru expoziția din 89. Trebuia să zic ceva de Bruxelles. Mâine e în avionul de Bruxelles. Da, da, da. O mare expoziție acolo. Credeți că a fost bine, doamnă? Da, așa că a fost bine? Foarte bine. Da? Foarte bine. Am răscolit Ileana, că am poză, de la Timișoara cu Sfântul Gheorghe și să vezi că o găsesc că nu mai îmi trebuie, dar voiam să o aduc să doar. N-am adus aici poză, nu? Eu am... Când am fost cu tine la Timișoara, de-ai făcut expoziția personală. Da, ai filmat? Nu știu dacă am filmat, dar am foarte multe fotografii. Că m-am dus glonț să văd sculptura.